Salut! În video asta vreau să văd, poate cineva s-a mai lovit de problema asta. Deci este un acoperiș, adică trebuie făcut un acoperiș. Aici este o rază care e mai neregulată, adică e o rază de 9 metri, dar pleacă dintr-un colț, se oprește undeva la un 3 sferturi. După cum se vede aici, e venit cu centura plană. Eu acum, ca să fac acoperișul, să-mi iasă acoperișul plan, ar trebui în partea din stânga, cum se vede în video, scobor 45 de cm mai jos, adică o să dea cumva înclinat, că altfel nu este de nicio nație. Imediat am să arăt și sus. Cum se vede, este aici pus încă o grindă care are loc de scaun. Deci distanța aia de acolo e egală cu asta din partea asta. Numai că la rază, acolo sunt aproape 3 metri. Aici ajungi fix în colț. Și eu ar trebui acum să ajung cu scaunul de aici, tocmai pe aici, pe undeva. Adică cu o grindă de aici. Pentru că acolo nu se duce raza să ajungă cap în cap, cum ajunge aici. Deci ajunge fix în colț. Da, dacă cineva s-a lovit de problema asta, poate îmi las și mie un răspuns.